și plângea, mai dragă Mărine. Dragilor, am observat că știți melodia asta, da? Mă bazez pe voi. Super. Atunci hai să scurtăm povestea și să trecem direct la fapte, adică să o cântăm împreună, pentru cine nu s-a prins. Mă așteptam să se audă mult mai tare. După cum observați și noi cântăm așa domol. Hai să încercăm încă o dată. Lăsăm-o ușor, ușor mai moale, să auzim pe băieții ăștia. Dar nu numai pe voi, adică toți, că și așa nu-s mulți. Și vedeți că se filmează, o să vă pună pe Facebook și vă fac de râs. Încă o dată, cântăm pieza. Ia tu, triștar, Mărine, la nunta ta. Mărine, toate fetele jucau, măi dragă Mărine. Numai una nu juca, Mărine, Mărine. Ședea-n poartă și plângea, măi dragă Mărine. Mărine, Mărine, că și eu m-oi mărita, Mărine, Mărine, mai la deal de casa ta, Mărine, Mărine, și ți-o-i rupe inima. Mulțumim tare mult, proiectul Corbu pe scenă, iar melodia pe care o cântăm, melodia pe care o cântăm, am numit-o Raiu. Iar cine nu-i cu minte o să ajungă pe partea cealaltă, dacă cineva mai face gălăgie acolo în spate.
viață eu te-a strânge, da, ești tinerea și plânge, strânge tare cât îi vrea, că oi plânge și oi tăcea. Dacă oi iubi odată, Dumnezeu Sfânt,
Dragilor, hai să vedem cum facem chestia asta, să sune demențial, să rămână în istoria omenirii. Piesa asta, fabula cu greierul și furnica, într-o poveste modernă și adăugită, sună mult mai bine dacă o cântăm împreună, așa că eu o să folosesc metoda de învățare a unei melodii pe care o folosim cu copiii la grădiniță, cu copii de 2, 3, 5 ani. Funcționează foarte bine cu adulți. Succesul e garantat. Prin imitare, eu vă cânt, voi băgați la cap și apoi o dăm împreună.
O furnică duce în spate un gram iarbă, jumătate iarba dracului s-o pună pentru iarnă în murătură. Am văzut că se poate. Așa-i? Hai că nu-i grea. O furnică duce în spate un gram iarbă, jumătate iarba dracului s-o pună pentru iarnă în murătură. Bine, mama, mama, very good, very good. This key, I like, I love how you play. Thank you very much. Wow. La pian, doamnelor și domnilor, Cristian Flavius Mocanu. Wow. Găsiți pe Facebook, YouTube, Google, Tinder, Grindr, Instagram și alte pagini minunate pe care vi le recomandăm cu drag și căldură să le studiați. Dragilor, cum e treaba asta cu mișcatul din șold și glezne? Așa că e fain? Un pic de sport niciodată nu strică. De-aia genul nostru muzical este disco, easy, hardcore, folclorizat, pentru că ne mișcăm disco și gândim hardcore și ne bazăm pe folclor. Dragilor, dansăm, ne unduim și ne mișcăm pentru că există acest groove de bas care dă senzația de dans. Acesta este Florin. Dragilor, câți aveți dintre voi sesiunea anul ăsta? Unu. Nașpa. Câți dintre voi aveți examenul ăla, Bacu? Da, sunt cu Bacu? Și învățați? Aveți absențe? Chiuliți? Da sau ba, zi odată? Da, bun. Și ce face Patricia în clasa a 12-a? Se plimbă în turneu cu niște hândrălei. Aplauze pentru Patricia Nicolae! Felicitări organizatorilor, felicitări voluntarilor, echipei tehnice și vouă celor din public pentru că sunteți aici și susțineți un asemenea eveniment. Felicitări și
celor de la reconstituiri istorice, pentru că poartă niște costume care îți dau fiori. Cel puțin i-am rămas impresionat când i-am văzut cum se prezintă. Așa că felicitări lor cum se prezintă, felicitări organizatorilor pentru gusturile lor și că i-au invitat, și felicitări băieților de la Mierla Neagră pentru că sunt ai voștri și merită să fie cât mai mult prezenți în scena din Șumleu, Silvanie și Nuno, mai evident. Să ne trimiteți pozele, să ne trimiteți... Thank you very much! Chestiune om si, Ben. I love to play for you guys. Love, Seretlek. S-a terminat dicționarul, vocabularul, mulțumesc! Hat Bislat! Sergio Boldoria, noi împreună suntem proiectul Corbu pentru prima dată în Șimleu. Mulțumim frumos! Ultima cântare împreună!
faci ispinele. Mulțumim tare mult, dragilor, să ne vedem cu bine la anul. Iar dacă avem prieteni din Zalău sau așa mai departe, miercuri 26 septembrie cântăm în Zalău. Dragilor, știți ce n-am văzut eu la multe trupe? De fapt, numai la noi am văzut. O să cobor să ne facem selfie-urile alea de după concert. Și apoi facem ce mai e de făcut. Sunteți pregătiți? Da. Oh, Roda!
round of applause for Corbu! Nu haideți, Corbilor! Și echipei tehnice că s-au străduit și ne-au asigurat niște lucruri fantastice aici. Vreau să zic să lăsați vioara asta la volumul, pentru că s-a terminat volumul meu și nu mai am unde să-i dau, că s-a gătat. Așa. Șans verde, trei alune, măi, pădure verde, pădure, măi, pădure verde, pădure, măi, m-am pierdut cu mândra tine, măi. Și cu noi doi dragostea, măi, m-am pierdut și eu și ea, măi. Și cu noi doi dragostea, măi. Deasă, măi, în tine vreau să-mi fac casă, măi, tu cu umbra ta cea deasă, măi, eu cu mândra mea cea grasă, măi. La umbrița unui far, we'll be right back.
bun, cine vrea un bis? Păi atunci să strigăm. Cum ar fi? Corbu, corbu, corbu. A fost în fața domnilor voastre Corbu!